Dintre cei 1700 de candidați înscriși la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat, 1162 sunt din seria curentă și 538 din seriile anterioare. Examenul maturității a început cu proba de verificare a competențelor de comunicare orală în limba română, la care s-au înscris 249 de persoane. În zilele următoare avem și celelalte probe. Mai întâi proba de comunicare într-o limbă de circulație europeană, internațională, mă rog. Un număr de 257 de candidați avem înscriși. Cei mai mulți, așa cum probabil bine știți, sunt pe limbă engleză. 211 sunt numai pe limbă engleză, 43 pe franceză și numai 3 pe limbă spaniolă. Iar în zilele următoare avem și ultima probă, competențele digitale, joi și vineri, probabil că tot în două zile se va desfășura această probă și avem un număr de 246 de elevi înscriși. Toți candidații ce provin din cele 30 de unități școlare dâmbovițene au fost arondați să susțină examenul maturității în sesiunea august-septembrie în 6 centre, 4 în municipiul Târgoviște, unul la Titu și unul la Găiești. 4 sunt în municipiul Târgoviște, adică Liceul 1 Nicolae Cioranescu, Liceul 2 Voievodul Mircea, Liceul 3 Teoretic Ion Heliade Rădulescu și Colegiul Național Constantin Cantacuzino, cum spuneam, toate din Târgoviște, și încă două, unul la nivelul orașului Găiești, avem Iordache Golescu, Liceul Tehnologic Iordache Golescu, și la Titu, Liceul Tehnologic Goga Ionescu. La numărul elevilor care nu au promovat bacul la sesiunea din vară și s-au înscris pentru cea din toamnă, s-au alăturat și cei care au promovat corigențele, în număr de 430. Însă, dintre aceștia, doar 212 au ales să își finalizeze studiile, trecând și de examenul maturității. Peste o săptămână, în data de 25 august, vor începe probele scrise de foc ale bacului, care debutează cu verificarea cunoștințelor de limba și literatura română, urmată de proba obligatorie a profilului și de cea la alegere. Lucrările vor fi corectate în două centre de evaluare, ambele în municipiul Târgoviște.